Salutare, prieteni, și bine ați revenit la un nou episod al segmentului nostru săptămânal de știri. După ce săptămâna trecută am fost plecat în Franța la lansarea noului jogger, săptămâna aceasta vin să vă aduc cele mai noi știri din lumea auto. Sunt sigur că abia așteptați. Matei abia aștepta. Eu sunt supărat tare că nu m-ai lăsat să vă fac un loc cu tot săptămâna trecută. Dar nu că nu te-am lăsat, n-ai vrut tu să faci în locul meu. Nu uitați că, doar fiind abonați și comentând la acest clip, puteți intra în concurs pentru carburant în valoare de 100 de lei, fie benzină sau diesel, sau GPL, poate, nu știu. Dar nu-i de la Lukoil, nu? Nu-i de la Lukoil. Plus 2 ore gratis la Panda Garage în self-service. Dacă, nu știu, vreți să vă schimbați singuri uleiul și filtrele, puteți face asta cu foarte mare ușurință. Și dacă dați și un share pe Facebook la clipul acesta, puteți primi încă 100 de lei de carburant. La finalul acestui clip vom anunța câștigătorul de săptămâna trecută, așa că stați cu ochii în patru și haideți să aflăm ce s-a mai întâmplat în lumea auto săptămâna aceasta. Nu știu dacă mai țineți minte, dar era o vreme când oamenii cumpărau și altceva în afară de SUV-uri și crossovere. În acele vremuri pierdute în negura uitării, sedanul era caroseria preferată de cumpărători. Și dintre sedanuri, unul dintre cele mai de succes din Europa a fost Ford Mondeo. Și acum veți găsi posesori de Ford Mondeo care refuză să se despartă de mașinile lor, unul dintre ei fiind colegul nostru Robert, care s-a despărțit abia cu jumătate de an de Mondeo-lui. Da, era chiar viniale și avea foarte multe dotări, avea masaj în scaune, reglaj electric la volan, încălzire, răcire, adică era foarte, foarte dotat. Dar și Robert a părăsit sedanul pentru un SUV crossover, acum are un RAV4, deci da. Dar ultima generație de Mondeo, zic ultima pentru că ea va ieși din producție în martie și nu va exista un refresh pentru piața din Europa, ultima generație a fost într-adevăr un succes. A cincea generație se pare că va exista, dar doar pentru piața din China. Mi se pare că are un profil foarte interesant. Din spate, ai zis tu că arată ca un... Mi se pare că e ca Mustang electric, ca Mach-E. Da, exact, doar că mi se pare că este Mustang electric, dar cu un pic așa de bloc optic inspirat de la Talisman, nu știu, modul în care se unesc așa. Da, da, ar putea fi. Așa, iar din față mi se pare că este mega agresivă. Da, da, și zicea că dacă ar face acum un Mustang nou, non-SUV, da, așa ar arăta, adică arată, da, foarte, foarte bine. Da, 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 deci Mondeo, acest Mondeo nou, din păcate, doar în China va ajunge, se pare că va avea un motor 2.0 benzină, turbo, aproximativ 245 de cai, tracțiune față și o cutie automată în 8 trepte. În China încă se mai cumpără sedanuri? Bravo lor! Știu ce să cumpere băieții aia. Deci mașina aceea e făcută doar pentru acea piață deocamdată. Nu cred că va ajunge și în Europa, dar dacă ar ajunge, cred că Robert ce-ar lua una din nou. Dar știu că în China au și, de exemplu, BMW seria 3, din acela mai lung, cum era la long wheelbase, 6, da. Da. Și cinciarul ăla mai lung și da, toate, da, astea. Da. Adică au o pasiune pentru sedan oricum. Exact, pentru că e o chestie de eleganță la ei. La noi, groptate, ne trebuie SUV-uri. Borduri de-astea. Borduri. România se numără printre cele mai stresante țări pentru șoferii începători. Un studiu realizat de Zootobi.com plasează țara noastră în topul celor mai stresante țări din lume în care să-ți începi viața de șofer cu categoria B. Ce factori contribuie la acest stres? Traficul, care îngreunează deplasarea, evident, dar și calitatea îndoielnică a drumurilor. Ce face participanții la trafic să-și adapteze stilul de condus la modul în care se prezintă carosabilul? De câte ori nu vedem în București următoarea chestie? La Iancului. Se face verde, toată lumea intră în intersecție tare și după aia toți pun frână pentru că liniile de tramvai sunt foarte mult ieșite. Exact, da. Și la Iancului trec pe acolo zilnic și sunt niște canale care n-ai cum să le iei dacă ești pe banda 3. E imposibil să nu le iei. Adică trebuie să fii neapărat pe banda 2. Și sunt mari, erau mari. Bine, acum chiar recent au asfaltat acolo și mai e doar unul. Deci el e doar cu o roată, ceea ce e mult mai bine. Dar, da, știu. Ei, ăsta este încă un factor de stres care pune România pe locul întâi în lume ca cea mai stresantă țară pentru a-ți începe cariera de șofer categoria B. În lume? În lume, da. Dar suntem bine pe partea cu decese raportat la numărul de 100.000 de locuitori. Suntem la 10 decese cauzate de accidente rutiere la 100.000 de locuitori, pe când Arabia Saudită e la 36.
Dar mi se pare că în Europa tot primii suntem. Sau nu? Poate greșesc, nu știu. Asta nu știu. Asta era, acesta era pe, cum zic eu, mondial era acest top. S-ar putea simt. Da, am căutat acum și se pare că da, România este pe primul loc la rata de mortalitate cauzată din accidente rutiere în Uniunea Europeană. Dar dacă vreți să știți care este cel mai sigur loc din lume pentru a conduce, Singapore. Și vă mai dau un motiv pentru a merge în Singapore. Se întoarce Formula 1 în Singapore. Nu știu câți fani avem printre abonați. Eu urmăresc acest sport de multă vreme. Matei. Eu, Matei, sunt aici, nu prea. El nu e, nu prea e cu Formula 1. Ideea e așa, în ultimii 2 ani, Marele Premiu al statului Singapore a lipsit și a lăsat un gol în inimile fanilor adevărați. Circuitul Marina Bay găzduiește din 2008 cursa nocturnă a campionatului modern de Formula 1, dar, după cum vă spuneam, a lipsit în ultimii 2 ani din cauza pandemiei de coronavirus. Singapore nu a mai putut organiza Marele Premiu, astfel că a fost înlocuit cu alte curse. Ultima dată cursa a fost câștigată în 2019 de Sebastian Vettel, care pe atunci era la Ferrari, acum este la Aston Martin și este cel mai iubit dintre toți piloții de Formula 1. Vă rog, spuneți-mi în comentarii dacă mă înșel sau nu. Nu cred că mă înșel. Dar, dacă tot suntem la partea asta cu Formula 1, trebuie să mai vorbim despre o chestie. Lewis Hamilton este un plângăcios și încă nu a dat un răspuns final celor de la Mercedes vis-a-vis de disponibilitatea sa de a concura în sezonul 2022. De Hamilton ai auzit? Da, da. Bine, sincer, eu sunt blocat pe la Schumacher, așa, ca să fiu sincer. E ok, e acum Schumacher fiul lui, Mick Schumacher, în Formula 1. Asta știu, dar știu că nici nu prea are rezultate foarte bune. Păi da, merge cu echipa Haas care era la coada clasamentului. Să vedem acum, din 2022 o să fie interesant pentru că se schimbă regulile, vor veni mașini complet noi și acum practic orice echipă are șanse foarte, foarte mari de a câștiga. Indiferent dacă ești la volanul unei mașini de Formula 1 sau conduci un nou ALH, tot trebuie să mergi în service. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat în self-service-ul Panda Garage. Salutare de la atelierul Panda, locul unde în momentul de față se lucrează la Hyundai-ul cu pe Panda. Și mă gândeam să trec de la benzină la diesel. Consuma puțin cam mult și parcă ar fi momentul. Acum nu știu exact. Totuși aș vrea ceva mai multă putere, un upgrade întotdeauna este bun. Și mă gândeam la varianta asta. Un V10 diesel. Acum, singura problemă este că ăsta are cam 1,80 m cu tot cu cutie. Și nu știu dacă ar intra aici, dar în rest nu văd o problemă. Tocmai ce a fost dată jos cutia de pe V10 este cutia automată, cum se poate observa, și asta este partea fără convertisor, ce a rămas pe motor. De ce a trebuit să dăm cutia jos? Pentru că, pentru a da chiulasele jos și a fi dus la rectificat, două dintre șuruburi se află în spatele clopotului cutiei. Acesta și acesta. Deci toată operațiunea de a da cutia jos a fost necesară doar pentru două șuruburi. Sau două pe fiecare chiura. Dar oricum, impresionant oricum, volumul de muncă și operațiunile necesare pentru ținerea unui astfel de motor. Păstrăm legătura. Panda out. Cred că un Hyundai Coupe cu V10 diesel de Touareg este... Da, face serviciu. Da, o mașină decentă cel puțin, nu? E și diesel. Da, trage, consumă puțin, ce-ți mai trebuie. Știu eu ce vă mai trebuie, vă trebuie câștigătorul de săptămâna trecută de la giveaway. Câștigătorul, nu uitați, primește 100 de lei de carburant și 2 ore gratis la serviciul Panda Garage pentru că este abonat și pentru că a lăsat un comentariu. Dar poate primi încă 100 de lei dacă dă și un share pe Facebook la clipul cu pricina. Comentariul câștigător de săptămâna trecută aparține lui, Tobele, vă rog, în montaj, Marius Claudiu, care a zis: personal mi se pare o mașină frumoasă, perfectă ca spațiu pentru o familie, motorizarea perfectă ar fi fost 1.3 TCE. Marius comenta la clipul de săptămâna trecută în legătură de jogger, când am fost la lansare,
Sunt de acord cu tine, dă-ne un mail pe contact@eblogauto.ro ca să-ți revendici premiul. Iar pentru voi cei ce vreți să câștigați săptămâna aceasta, lăsați-mi un comentariu, evident trebuie să fiți și abonați, cu generația voastră preferată de Ford Mondeo. Dacă ați avut sau dacă a avut vecinul și v-a plăcut foarte mult, ție care ți-a plăcut? Mustang-ul. E cel mai bun Mondeo. Bun, aceleași reguli se aplică și la acest giveaway, comentariu plus subscribe și dacă dați și un share pe Facebook, vi se dublează premiul de carburant. Și cam asta a fost. Ne vedem săptămâna viitoare, abia aștept să văd răspunsurile voastre în comentariile acestui clip. Rămâneți pe eBlog Auto, la revedere! Nu, mă?